Copiii de 12 ani pot fi vaccinați împotriva COVID-19 începând de mâine. De asemenea, în următoarele săptămâni ar putea fi dat startul imunizării cu doza 3. Anunțul a fost făcut astăzi de către secretara de stat a Ministerului Sănătății, care mai spune că pandemia bate în retragere. Săptămâna trecută în țara noastră s-au înregistrat cu 16% mai puține persoane infectate decât în perioada de referință anterioară. Începând cu ziua de mâine, în Republica Moldova apare posibilitatea vaccinării împotriva COVID-19 a copiilor cu vârsta peste 12 ani. Deci părinții care doresc să-și imunizeze copiii cu vaccinul Pfizer o pot face la orice centru de vaccinare din cadrul instituțiilor medicale. Excepție fac punctele de vaccinare mobile sau cele amenajate în spații comerciale. Pentru procedură este nevoie ca unul dintre părinți să semneze un consimțământ. Se permite această vaccinare cu vaccinul pe baza ARN mesager doar în cazul exprimării intenției de vaccinare a părintelui sau reprezentantului legal al copilului, în baza unei cereri de solicitare a imunizării pe numele instituției medicale sau a medicului de familie. La fel ca și în cazul adulților, copiilor li se va face apelul la 21 de zile distanță de la administrarea primei doze. Totodată, autoritățile din sănătate examinează începerea apelului 3. Prioritate vor avea lucrătorii medicali, dar și cei care se află în prima linie. Mai exact, se va merge după scenariul inițial al campaniei de imunizare. Ne-am blocat la nivelul tehnic, pentru că pentru a transpune aceste recomandările într-un ordin a Ministerului Sănătății sau într-o decizie, este critic să nu avem niciun fel de ambiguitate referitor la categoriile de persoane care sunt eligibile pentru doza booster. Până acum, în Republica Moldova s-au imunizat peste 26% din numărul total al populației. Asta în timp ce ministerul își propune să ajungă la cifra de 70%. Între timp, vestea bună este că pandemia bate în retragere, iar săptămâna trecută rata celor confirmați pozitiv a scăzut cu 16%. În context, Ministerul Sănătății a anunțat că va reduce din numărul de spitale care tratează pacienți infectați cu COVID-19. Primul va fi Spitalul Clinic Municipal de Copii Valentin Ignatenko, așa cum a scăzut și numărul copiilor infectați. Secretara de stat a fost întrebată și despre sutele de cazuri de deces neraportate la timp, la care ea a dat asigurări că modalitatea de raportare a fost modificată. Astăzi toate instituțiile medicale care înregistrează cazurile de deces în intervalul de 24 de ore, în mod obligator, prezintă această fișă de declarare a cazului de deces către Agenția Națională de Sănătate Publică și în acest mod vom asigura o raportare, să zicem, mai transparentă. Chiar și așa, cifrele la care s-a referit funcționarul astăzi arată că săptămâna trecută au fost înregistrate 396 de decese, dintre care doar 110 au fost înregistrate în perioada 8-15 noiembrie. Cele mai multe cazuri, 211, sunt decese care au survenit în perioada 1-7 noiembrie, 73 de cazuri sunt dintre cele neraportate din luna octombrie, iar 2 încă din septembrie. În total, de la începutul pandemiei, 8.602 oameni și-au pierdut viața în lupta cu virusul. Tot astăzi, secretara de stat al Ministerului Sănătății a anunțat că Republica Moldova se află sub cod portocaliu de alertă epidemiologică, așa cum media cazurilor este de 180 de îmbolnăviri la 100.000 de populație. Bilanțul ajunge la peste 350.000 de infectări. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!